Silvia și bun venit din nou în Brăila. Spune-mi cum te simți să concertezi din nou aici și ce te atrage cel mai mult la orașul nostru? Bine v-am regăsit în primul rând. Cel mai tare aici la Brăila, nu știu, mă atrag oamenii. Sunt foarte frumoși, sunt foarte receptivi, foarte energici de fiecare dată, foarte cântăcioși. Îmi place mult să revin aici. Și orașul este unul frumos, bineînțeles. Cum a fost vara asta pentru tine? A fost o vară foarte aglomerată, pentru că am avut filmări pentru emisiunea Nextar foarte multe, concerte prin toată țara, imprimări pentru albumul pe care urmează să-l lansez în toamna acestui an. Cam asta am făcut. Vorbind despre noul tău album, ce ne poți spune așa din culisele lui? Păi pot să vă dezvălui în primul rând că vor fi 10 piese noi. Bineînțeles, veți putea găsi acolo și piesa Cămașa, Să râd mâna mamă și Sub apă. Și m-am gândit așa ca o surpriză pentru cei care mi-ascultă muzica, un bonus track cu toate piesele mele de până acum, toate hiturile. Care a fost cea mai frumoasă amintire a ta dintr-o vacanță? Cea mai frumoasă? Păi uite, de curând, în urmă cu 2 săptămâni m-am întors din Maldive, am fost acolo în vacanță, bineînțeles toată vacanța a fost de vis, trebuie să vedeți neapărat, este de văzut. Cred că în momentul în care am făcut scuba, pentru că am dat nas în nas cu un rechin, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Am făcut snorkeling, parasailing, cam toate. Mi-a plăcut mult. Cred că asta a fost cea mai frumoasă vacanța mea de până acum. La multe și mai frumoase. Mulțumesc. Înainte. Cum te simți în postura de jurat al Nextar și cât de greu îți este să alegi între copiii frumoși de acolo? Mă simt foarte bineînțeles pentru că mi-am dorit foarte mult acel scaun. Îi iubesc foarte mult copiii și am o chimie aparte cu ei. Cel mai greu mi este atunci când avem un copii cazuri sociale, pentru că au povești diferite de viață, povești grele, de la care bineînțeles avem ce învăța. Iar dacă momentul nu este cel mai strălucit, atunci este foarte greu să mă decid, pentru că nu prea poți să trimiți un copil cu sufletelul grănit acasă cu o steluță roșie. Și acolo, cumva, pentru încurajare și să spun așa, fac și o mică excepție, mai trec cu vederea anumite greșeli, dar în rest sunt perfecționistă și îmi place să aleg cei mai talentați copii. Pornind de la titlul unui hit de-al tău, ce le-ai spune fetelor despre noua Lidia de acum? Noua Lidia de acum? Abia acum cred că veți cunoaște cu adevărat pe Lidia Buble, veți cunoaște și partea sensibilă, să spun așa. Iar dacă veți cumpăra albumul pe care urmează să-l lansez în toamnă sau îl veți asculta, bineînțeles, acolo mă veți descoperi pe mine, Lidia Buble, cea de acum. Care a fost cel mai mișto concert al unui artist de la noi sau de afară la care ai putut merge? De la noi cred că cel mai mult mi-a plăcut Iris de până acum. Iar artist internațional, Beyoncé am fost și este senzațională, e de văzut. Mi-a plăcut foarte mult Bruno Mars, mi-a plăcut și Rihanna. Nu știu, cam fiecare artist are ceva a lui, ceva aparte. Și cu toții au show-urile construite total diferit. Și atunci mi-e foarte greu să aleg, dar cel mai mult mi-a plăcut Beyoncé. Legat de cariera ta, cum simți că ai evoluat în toți acești ani? Am evoluat foarte frumos și natural, spun eu, pentru că am lansat doar piese în care m-am regăsit, piese care mi-au plăcut, piese în care am crezut și cred că asta m-a ajutat foarte mult pentru că am avut norocul ca toate piesele mele să prindă foarte repede. Cam asta, am strâns numai oameni frumoși pe lângă mine și cred că asta este cel mai important. Ce-ți dorești cel mai mult în viitor? Multă sănătate, bineînțeles, ca să pot face tot ceea ce mi-am propus, mulți nepoței, familia mea să fie bine și, cum am mai spus, îmi doresc să am cât mai mulți oameni frumoși pe lângă mine. Asta dorim și noi, oameni mulțumesc. Frumoși, locuri frumoase și, pe final, lasă un mesaj pentru toți fanii tăi și cititorii Star Rosie. Cel mai important să-și urmeze visul, să nu se lase niciodată doborât și să nu asculte niciodată de gura lumii. Mulțumim frumos, Lidia. Mulțumim și vă. Te pupăm!